Doamnelor, domnilor, continuăm programul informativ actual cu un grupaj de știri pe scurt. Doi angajați din cadrul întreprinderii Edineț Gaz au fost reținuți fiind suspectați de luare de mită. Aceștia ar fi estorcat 2000 de lei de la un cetățean ca să nu-l sancționeze pentru faptul că ar fi modificat traseul conductei de gaze de la domiciliul său. Angajații întreprinderii au fost reținuți pentru 72 de ore, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă închisoare de la 2 la 7 ani. Un cetățean turc dat în căutare internațională pentru comiterea unui omor a fost reținut în timp ce intenționa să treacă frontiera de stat cu un pașaport fals. Potrivit mai multor informații, în 2015, acesta a înjunghiat fatal un bărbat într-un centru comercial din Turcia și a încercat în același an să intre în Republica Moldova. Și în cazul precedent a fost prins de polițiștii de frontiere, însă pentru a nu fi atras la răspundere, cetățeanul turc a încercat să mituiască un angajat al poliției de frontieră cu o sumă de 5.000 de euro. Fapta sa a fost sesizată la Procuratura Anticorupție, iar tânărul a fost reținut și condamnat la 2 ani de pușcărie. El și-a ispășit pedeapsa într-o închisoare din Republica Moldova. Republica Moldova va beneficia de suport din partea Corporației Financiare Internaționale pentru îmbunătățirea climatului de afaceri în industria agricolă. Guvernul a aprobat în acest sens ratificarea unui acord de consultanță dintre țara noastră și Corporația Financiară Internațională. Conform acordului, Corporația Financiară Internațională va oferi țării noastre asistență tehnică în valoare de 3,2 milioane de dolari, în timp ce contribuția guvernului va fi de 160.000 de dolari SUA, iar a Ministerului Economiei și infrastructurii de 100.000 de dolari americani. Cabinetul de miniștri a aprobat listele studenților care vor beneficia de burse de merit pentru anul de studii 2017-2018. Astfel, 12 studenți din instituțiile de învățământ superior vor primi bursa Republicii în valoare de 1.385 de lei, iar 30 de studenți vor beneficia de bursa Guvernului în sumă de 1.155 de lei. Totodată, 20 de burse Gaudeamus în mărime de 840 de lei fiecare vor fi acordate elevilor din instituțiile de învățământ profesional-tehnic. Bursele sunt oferite în scopul susținerii performanțelor academice ale tinerilor și creșterii atractivității învățământului superior și profesional-tehnic din țară. Achitarea burselor se va efectua de către fiecare instituție de învățământ în limitele alocațiilor bugetare aprobate în acest scop.